Bună dimineața tuturor! Este iarăși vineri, 10 dimineață. Tradițional, noi la IPRE, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, organizăm o discuție săptămânală, sistematic, și vom continua să facem acest lucru, despre noua prioritate națională a Republicii Moldova, care se numește transformare digitală. Eu asta repet în fiecare vineri, că noi deja suntem într-un secol digital, noi deja ne-am interconectat cu invitatul nostru timp de câteva secunde, fiind la distanță de mii de kilometri, practic gratuit, pentru că conexiunea internet practic nu mai costă nimic. Toate dispozitivele pe care noi le avem prin prejur, fiecare dintre dumneavoastră care ne urmăriți prin dispozitiv, noi deja suntem într-un secol digital și mă bucur foarte mult și noi ne bucurăm că această prioritate națională, care se numește transformarea digitală, care noi vedem prin programul de guvernare, prin nominalizarea unui viceprim-ministru pentru digitalizare pentru prima dată în istorie, prin dezvoltarea în acest moment a unei strategii naționale de transformare digitală, nu Moldova tehnică sau IT, dar în nume transformare digitală, până în 2030, multe, multe, multe alte elemente, demonstrează că noi avem o înțelegere mai bună ce înseamnă transformare digitală și că noi deja suntem într-un secol digital. Reamintesc că aceste discuții sistemice, încă o dată, în fiecare vineri, sunt organizate de către institutul nostru, IPRE, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică, partenerul nostru, și privesc.eu, tradițional Constantin, Radu, Vitalie, mersi mult pentru că sunteți alături de noi. Și organizăm aceste discuții în cadrul unui proiect care se numește Creșterea rolului centrelor de cercetare în sprijinul efortului național de integrare europeană a Republicii Moldova, Think Tanks for EU Membership, implementat de noi de IPRE cu susținerea Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. Și astăzi invitatul nostru este unul dintre acei oameni pe care eu personal îi consider unul dintre pilonii transformării digitale a Republicii Moldova din mai multe perspective. Nu doar din cauza activismului domniei sale, ci din rolul pe care îl are instituția pe care o reprezintă în tot acest efort de transformare digitală, Universitatea Tehnică a Moldovei, domnul Dinu Țurcanu, vicerector. Bună dimineața, domnule vicerector! Bună dimineața! Noi avem tradițional aceste întrebări generice, le numim noi, da? Un fel de food for thought, cum numim noi, dar noi de obicei păstrăm aceste discuții interactive. Noi încercăm să abordăm cât mai multe probleme, întrebări, posibilități, oportunități. Și pe domeniul care îl reprezentați dumneavoastră, domnule vicerector, sunt atât de multe întrebări. Pentru că noi nu vorbim doar de prezent, dar noi vorbim și de viitor. Pentru că, de exemplu, dacă noi ne raportăm la piața muncii și noi vedem că în Republica Moldova, conform spuselor Ministrului Economiei, avem deja peste 25-30% din joburi care sunt geografic neutre, ceea ce înseamnă că le poți face de oriunde. Adică prin intermediul acestor utilaje, dumneavoastră aveți o misiune super importantă, magistrală, ca să pregătiți acest viitor, da? Inclusiv prin specialiștii care îi pregătiți. Dar eu propun să începem să discutăm, dar înainte de a spune că suntem live pe privesc.eu, UTM, paginile de Facebook, privesc.eu, am spus deja, tot acolo vedeți că fuge jos o liniuță cu menti.com și un cod, e foarte lejer să-l deschideți și să adresați oricare întrebare, deci puteți face asta în 10 secunde, desigur pe pagina noastră, IPRE, în Facebook și acolo puteți să adresați întrebările. Domnule vicerector, bună dimineața și spuneți-ne, vă rog, în primul rând, cum dumneavoastră apreciați rolul Universității Tehnice a Moldova în tot acest ecosistem de instituții responsabil de transformare digitală. Noi avem un viceprim-ministru care este responsabil nemijlocit tot ce înseamnă coordonarea efortului, dar la mod direct coordonează activitatea ASPS, TISC și AG, dar noi mergem un pic mai departe, pentru că noi numim super enabler o serie de instituții care joacă un rol super important, inclusiv și universitatea noastră. Cum vă poziționați dumneavoastră în tot acest ecosistem, cum vedeți rolul și de aici vom începe discuția. Domnule vicerector, mulțumesc.
Mulțumesc pentru introducere. Un lucru foarte important pe care voi, săptămână de săptămână și nu doar săptămână de săptămână, dacă vorbim de tine personal, cum ai menționat, deci cum îl promovez eu în domeniul educației, așa trebuie să îl promoveze fiecare de noi, cum o faci și tu, personal, să promovăm tot ceea ce înseamnă digitalizare și să fim responsabili de acest proces noi însăși. Dacă vorbim de rolul Universității Tehnice și mă refer aici nu doar la Universitatea Tehnică, dar desigur că avem și un rol primordial și am să-l numesc de ce, rolul educației în tot ceea ce înseamnă transformare digitală este unul nu doar important, dar cel mai important. De ce? Fiindcă vorbim despre dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și studenților, vorbim despre curriculuri școlare, curriculumuri universitare pentru meseriile viitorului, vorbim despre educația digitală pe tot parcursul vieții, inclusiv pentru cei care sunt angajați în mediul privat, pentru cei angajați în autorități publice locale și centrale. Vorbim despre formarea inițială și continuă a profesorilor pentru educație și competențe digitale. Vorbim despre crearea infrastructurilor și resurselor tehnologice digitale. Vorbim despre conectivitate. Vorbim despre resurse educaționale deschise digitale. Deci, absolut tot ce ne încojoară și ce numim noi transformare digitală nu poate fi făcută dacă nu vom avea instruire și educație digitală. Dacă ne referim, desigur că la Universitatea Tehnică, fiind unica instituție superioară de învățământ în domeniul tehnic-ingineresc, desigur că noi, pe lângă misiunea pe care o numește domnul rector permanent a Universității, misiunii de, să zic eu, importante de formare a competențelor absolvenților, dar și în domeniul cercetării, mai avem și o misiune de responsabilitate socială, pe care ne-o asumăm mereu și pe care ne-o asumăm ori de câte ori, pe lângă autorități publice, centrale, locale, oricine are nevoie de acest aspect, chiar și încercăm noi singuri să promovăm, dacă nu suntem invitați sau chemați undeva, să promovăm anumite lucruri și să cerem, să formăm, să instruim, să recalificăm, fiindcă înțelegem, și ați menționat corect de la început, înțelegem că nu trebuie să mai vorbim de prezent, ci trebuie să vorbim despre viitor. Dacă nu vorbim la moment despre viitor, despre educația digitală, nu mai are rost să mai numim anumite capitole sau domenii de transformare digitală, fiindcă foarte mulți dintre noi, inclusiv cei din instituțiile statului, unde totuși, hai să o numim direct, avem reticența cea mai mare în domeniul transformărilor digitale, fiindcă mediul privat este un pic mai dinamic la acest capitol, cei care cu reticența mare, de ce o spun lucrul ăsta? Fiindcă tehnologiile sau tehnologia informației, domeniul digital a penetrat absolut toate sectoarele economiei, respectiv cei care au fost formați într-o anumită perioadă neavând aceste competențe digitale, ar trebui acum să se recalifice, să-i formăm, să-i educăm digital, iar rolul educației în acest aspect este unul primordial, fiindcă mulți văd educația, dacă vorbim de universități, mulți văd educația doar de genul am făcut licență, masterat, doctorat, după care bine, nu mai am nimic cu educația, merg în câmpul muncii și încep să câștig bani. Nu este chiar așa, trebuie să vorbim și mereu să conștientizăm rolul recalificării și formării pe tot parcursul vieții, iar acest lucru în trendurile internaționale la moment poartă denumirea nu doar de recalificare, dar educație digitală pe tot parcursul vieții. Fiindcă absolut orice educație pe care o facem noi pe tot parcursul vieții trebuie să urmeze și niște competențe digitale, o alfabetizare digitală. Și nu o să-mi fie rușine să pronunț acest aspect. De ce? Fiindcă mulți mă întreabă bine, chiar dacă am făcut acum o recalificare, de ce trebuie să o fac la anul? Sau, de exemplu, știu să lucrez cu pachetul Microsoft Office, de ce aș avea nevoie de altceva? Păi tehnologiile se dezvoltă vertiginos, domnilor, și nu putem ceea ce am învățat noi 3 ani în urmă să utilizăm acum. Exemplu și mai elocvent. Am trecut prin pandemie, am utilizat instrumente digitale, pentru că dacă nu utilizam acele instrumente digitale, sigur că nu mai făceam față educației, trebuia să punem pe hold educația, trebuia să spunem și elevilor, dar și studenților că 2 ani de zile nu mai învățăm nimic, cumva stăm acasă, după revenim la studii. Ne-au ajutat foarte mult instrumentele IT în educație, pe care, printre altele, vreau și aici să fim înțeleși corect, niciodată nimeni nu o să menționeze că putem înlocui clasa, deci clasa tradițională cu instrumentele în educație. Însă, pandemia la nivel global a schimbat tendințele educaționale de transformare digitală. Fiindcă dacă până la pandemie se discuta despre rolul învățării, predării și tehnologiilor digitale separat, acum avem o emergență între predare, învățare și tehnologii digitale, iar rolul profesorului sau mentorului, fie el
în școală la ele, fie la universitate, în sala de studii, se schimbă primordial. Rolul profesorului este să permită interactiv studenților, elevilor, să acceseze resurse educaționale adevărate, deci să spună, uite, aveți resurse multe, da, în cloud, în internet, oriunde, avem acces peste tot. Păi uite resursele de care aveți nevoie pentru curriculum X, iar eu sunt mentorul în fața voastră prin care, prin experiența mea, am adunat mai multe lucruri și doresc să mă împart ca voi să le aflați mai rapid, să nu le căutați din volumul informațional de undeva mare. Domnul Țurcan, dacă îmi permiteți, aici fac o mică paranteză ca să păstrăm interactivă cumva discuția, câteva teze, dacă doriți, sau elemente. Da? Deci, foarte multă lume cu care noi discutăm, ei consideră că educația digitală, asta e ceva, nu știu, Zoom, de exemplu, da? Sau ceva, noi folosim Skype, dar nimeni nu spune că Skype are peste 20 de ani și Zoom-ul la fel are aproape 20 de ani. Da? Adică el a fost inventat mult înaintea pandemiei corespunzătoare și doar asta a fost un trigger, pe de o parte. Pe de altă parte, spuneți dumneavoastră, super important, eu cred că asta este fundamental, pregătim noi specialiștii și profesorii în universități, în școli și așa mai departe pentru secolul în care la capătul degetelor noastre noi avem informații care nu erau accesibile 10 ani urmă președinților de țară. Noi putem să știm cum se face o bombă atomică. Și atunci, profesorul fiind în fața studenților, ce îi povestește acolo? Ceva care într-un fel a învățat, adică ideea asta între așa numitul bagaj de cunoștințe care deja este online, super megabytes, terabytes de informații într-o secundă, versus aptitudini, da? Și cum noi putem să transformăm aceste elemente tehnologice, aceste telefoane și calculatoare și acest imens plus, dacă doriți, de informații, în eficiență. Probabil aici noi trebuie să ne gândim un pic și eu o să vă rog să comentați subiectul ăsta. Dar mie mă interesează un alt element care l-ați spus dumneavoastră și vă rog să comentați aspectul ăsta, care mie, sincer, nu-mi place, care noi îl perpetuăm în sistemul educațional, ce înseamnă educație digitală. Și anume la ce mă refer eu. Pentru mine, personal, și pentru că am un copil în clasa 1 și mă uit cum el urmărește, profesez și eu la universitate, deci eu văd că în jurul meu aici în Estonia, în cel mai digital stat din lume, nu mă tem să spun acest lucru, ca societate, da? Noi nu avem curriculum în Estonia pe educație digitală. Deci nimeni nu ne spune din minister de sus, faceți asta și învățați nu știu ce asta. Curriculumul nu există, cu toate că noi avem 19 dimensiuni la universitate pe transformare digitală. Pentru că este, de fapt, se numește, o numim noi, prioritate educațională. Pentru că este absolut clar pentru o societate digitală, că dacă tu nu ești pregătit digital în acest secol digital, tu pur și simplu nu ești performant. Tu pur și simplu nu ești eficient, tu pur și simplu nu o să ai un job corespunzător. Da? Și, adică, haideți să discutăm un pic pe această idee, această balanță versus acest bagaj de cunoștință, pe care eu nu-l nici nu știu cum să zic, nu-l susțin într-un fel sau altul. Dar pentru că eu nu vreau ca copilul meu să învețe ceva ce a decis cineva în minister 3 ani în urmă. Pentru că, de fapt, tehnologiile s-au schimbat și noi avem cu totul alt fel de tehnologii astăzi. Absolut. Și vreau ca școala nemijlocit să decidă sau universitatea, în cazul dat dumneavoastră, universitatea tehnică, pentru că nu are nimeni o comunicare mai bine cu piața muncii și cu realitățile tehnologice și cu profesiile care noastră le pregătiți decât dumneavoastră. Dumneavoastră pătărâți. Spuneți-mi, vă rog, care e situația și ultimul element, să comentați cine e responsabil de educație digitală în Republica Moldova în sectorul educațional superior. Dumneavoastră sau universitatea de stat sau CNIDE prin clasa viitorului. Vă rog să comentați un pic. Absolut corect. Deci hai să le punem pe rând lucrurile, dar ai menționat niște lucruri importante, să vorbim despre situația din Republica Moldova. Ce numim noi transformare digitală în educație? Ne-am văzut pandemia și am văzut care sunt problemele. Să le luăm simplu. Ce am detestat noi? De ce nu s-au făcut foarte multe ore în zonele rurale? Fiindcă elevii nu au acces la resurse internet, nu au conectivitate la internet. Profesorul nu are conectivitate la internet. Respectiv, elevii nu au un dispozitiv mobil sau calculator sau părinții nu-și permit un dispozitiv mobil sau calculator ca să acceseze resursele internet, ca prin intermediul anumitor instrumente IT să colaboreze online cu profesorii. Deci, unu, dacă vorbim de transformări digitale care ar însemna utilizarea instrumentelor IT în educație, ar trebui să avem conectivitate, ceea ce au țările dezvoltate și ceea ce are Estonia, ceea ce au țările despre care vorbim că educația digitală stă în capul mesei. Vorbim despre conectivitatea tuturor instituțiilor educaționale la resurse internet. Noi nu avem acum conectivitate suficientă?
Budi, sigur că nu. Păi noi cazuri avem în pandemie, cazuri raportate statistic în care profesorii și elevii au menționat că nu s-au putut conecta, că nu au acces la resurse. Avem o parte mai mare. Eu cer scuze că vă întrerup, domnul vicerector, dar aici este o chestie super importantă. De fiecare dată când mergem la conferințe, se repetă mantra că la capitolul acoperirii cu internet, noi suntem practic cel mai bine din Europa. Acoperirii cu internet suntem cel mai bine din Europa, dar nu înseamnă că toate familiile își permit în mediul rural acoperirii cu internet la domiciliu, inclusiv un calculator, fiindcă ați spus corect. Dar să vă dau și eu exemplu, sunt tata doi copii. Păi profesorul vine la școală și îi spune elevul, inclusiv din zona rurală, îi spune elevul, păi duceți și vă căutați pe internet tema X. Păi elevul la domiciliu nu are calculator și nu are acces la internet, el unde să caute tema X? Merge la bibliotecă unde este conexiune la internet. Nu știu dacă în toate satele există bibliotecă cu conectare la internet și cu calculatoare. De aceea, dacă vorbim de transformare digitală, care ar însemna instrumente IT în educație, punem accent pe un plan, că asta au făcut țările emergente în domeniul educației digitale, au pus un accent, desigur, un plan de acțiuni, inclusiv structurat financiar, care înseamnă vouchere, e vouchere pentru elevi, pentru procurarea cu anumit discount sau reduceri de dispozitive sau de acces la internet, dispozitive mobile sau calculatoare, exact același lucru pentru profesori. După aceea e zona de conectivitate, după aceea elaborez un profil de competențe pentru elevi și studenți, deci un curriculum, o alfabetizare digitală a elevilor, deci transformi curriculele, după care te ocupi de competențe digitale pentru profesori, te îngrijești ca profesorii și ei să treacă o recalificare digitală, după care poți spune că utilizezi instrumente IT. Însă lucrul ăsta nu este tot, că la noi cel mai des se înțelege incorrect, ați menționat corect, transformarea digitală a educației înseamnă utilizarea instrumentelor. Nu este chiar așa. Mergem ulterior. De ce să vrea elevul să vină la școală? Trebuie să-l motivezi cumva să vină la școală. Noi trăim în era tehnologiilor informaționale. Da, noi îi numim pe copiii generația online. Bine, ei nu sunt tehnologizați. Faptul că el utilizează un telefon pentru YouTube sau TikTok nu înseamnă tehnologizat, dar are acces la informație. Un copil cu un telefon cu acces la informație, conectându-se pe teritoriul școlii la rețeaua wireless, poate găsi orice informație și dacă vine el la ora X, oricare ar fi ea, că lucrul ăsta este înțeles greșit chiar și de profesori. Se înțelege că transformarea digitală înseamnă ora de informatică la școală. Nu este chiar așa. Dacă eu merg la ora de istorie și profesorul la istorie îmi spune că conspectați în caiete de la pagina 3 la pagina 7, deci transcrieți în caiete, păi elevul vine și spune, păi n-am înțeles, de ce am mers eu astăzi la ore dacă pe Google am găsit tot informația de la pagina 3 până la 7 și chiar mai multe. Pot să stau acasă din pat, să ascult un video despre istorie, mai uite, deci noi vorbim despre interacțiune. Interactiv, absolut. Pasionant, absolut. Sub altă formă, deci, cu video. Absolut. Transformarea digitală în educație, dacă luăm exemplul Estonia, ați menționat corect, este utilizarea experiențelor și competențelor digitale la toate curriculumurile, deci nu la cel de informatică. Eu vreau să vin la matematică și vreau să fac o matematică interactivă, fiindcă când învățam eu pe timpuri, care era interactivitatea? Neavând acces la tehnologii informaționale, mă duceam la școală și mă uitam la o piramidă în 3D pe care mi-a arătat profesorul și pentru mine era wow, deci așteptam ora de matematică. Acum când vii la matematică și dacă îți dă doar tabla cu cretă, sigur că elevul peste 10 minute nu mai este interactiv. Uitați-vă câte instrumente IT, instrumente, dar și resurse educaționale există pentru curriculum de competențe digitale la matematică, la fizică, deci la disciplinele STEM. Atunci și alegerea, că dacă luăm Republica Moldova statistică, o să vedeți că numărul celor care aleg examene de bacalaureat pentru STEM, pentru disciplinele STEM, este în scădere. Ei nu merg la profil real, e profil uman. De ce? Că lucrul ăsta pentru ei este o sperietoare, din simplu motiv că orele nu sunt atât de interactive și motivante, iar pentru ei se transformă în faptul că o să-mi dea multe materii, lucru individual, exemple, nu știu de unde să-l iau, ce să fac, cum să transform. Deci trebuie să transformăm curricula pentru școli, licee, deci până a venit la universitate, în lucru interactiv. Rolul universității, de asemenea, după pandemie, noi asta încercăm să facem și asta l-am conștientizat cu toții. Trebuie să implementezi curricule digitale, deci nici de cum nu înseamnă că de mâine trecem pe online.
Dar am dat exemple. Atunci când avem, spre exemplu, o consultație, atunci când avem lucru individual, de ce să nu utilizăm același instrument IT pe care l-ați menționat de 30 ani în urmă? Că nu este o invenție nouă. De ce trebuie să chem eu studentul, de exemplu, de la nordul țării, care este acum la studii frecvență redusă, să-l chem sâmbătă la consultații, tet-a-tet, la universitate, el să-și cheltuie deci timpul, bani pe transport, să ne întâlnim la universitate. De ce să ne întâlnim într-un mediu online în care putem să colaborăm? Însă, uităm și de altceva. Deci, întâlnirea cu instrumente IT nu înseamnă prin Viber, prin video, dar o colaborare online în care avem o resursă educațională, în care profesorul poate să controleze o sarcină, poate să monitorizeze în timp real, poate să intervină în niște grupuri de studenți. Deci vorbim despre lucruri un pic mai complexe care ar duce la transformarea digitală a curriculumurilor și ar deveni mai motivante. Iar dacă ne ridicăm și pe ultimul pilon sus, transformarea digitală pentru autorități publice, ar însemna ce? Un accent deosebit pe registrul electronic, pe registrul matricul unic pe care îl are România și Republica Moldova nu îl are și o să spun lucrul ăsta, din rușine spun lucrul ăsta. Nu știu cum autoritățile publice centrale sau locale pot monitoriza în timp real, vorbesc, ce se întâmplă, câți elevi unde studiază, câți studenți unde studiază, la ce program, care este acum traseul pe care îl urmează el. Nici de cum nu poate să se întâmple acest aspect, fiindcă nu avem resurse digitale la moment, nu avem sisteme informaționale. Iar de unde spun lucrul ăsta? Din cunoștință de cauză, fiindcă acum cu Agenția de Guvernare Electronică suntem într-un proiect de creare a carnetelor de student electronice. Suntem una din unicile universități care mergem în proiectul cu Agenția de Guvernare Electronică, fiindcă să facem un carnet de student electronic, de care mâine s-ar bucura un student, fiindcă vorbim de tehnologii moderne, să nu umpli cu un carnet pe suport de hârtie, dar să umpli cu un lucru digital într-un telefon, pe care îl au toate țările absolut. Ca să faci lucrul ăsta, trebuie să ai un sistem informațional în cadrul universității, în care agreghezi niște informații despre studenți, iar printr-un API conectat cu M-Connect, să-l transformi în servicii publice. Deci, neavând acest lucru, despre ce carnet putem să vorbim? Domnul vicerector, eu am o propunere. Uitați-vă, haideți să luăm toate procesele care au loc în universități și universitatea dumneavoastră, pe exemplu dumneavoastră. Ne-ați spus că suntem unica universitate, da? Adică începând de la faptul că în matriculare și finalizând cu finalizarea universității, după anul 4 sau 5, cât durează studiile, care procese sunt digitalizate în universitatea dumneavoastră și care nu sunt în alte universități implementate. Și eu știu că dumneavoastră împărțiți din practică cu alte universități, de exemplu, Universitatea HDU din Cahul, dacă ne puteți spune pe procese, în matriculare până la finalizarea universității, care procese sunt digitalizate și care urmează să fie digitalizate și unde sunt cele mai importante elemente. Și după asta am o întrebare directă referitor la educația online. Pentru că noi ne tot discutăm despre faptul că, uitați-vă, s-ar putea întâmpla să trecem înapoi la educație online. Dar noi, nu știu, cel puțin eu nu știu, care este protocolul și ce se va întâmpla dacă de mâine dimineață noi începem educația online. Care platformă va fi folosită? Cum vor fi transmise link-urile? Cum va fi asigurată interconectivitatea? Suntem noi gata, nu suntem gata? Ne-am pregătit noi pentru asta sau nu? Am învățat noi lecțiile din pandemie, inclusiv, să spuneți dumneavoastră, de conectivitate sau neconectivitate și așa mai departe. Și care este problema? De ce noi avem un protocol clar? Eu am vorbit cu câțiva profesori înainte de aceasta și nu este o înțelegere clară ce se va întâmpla dacă mâine dimineață trecem toți la online. Mai mult decât atât, dacă nu va fi energie electrică în unele localități. Haideți să începem cu prima întrebare mai generic și să încercăm să treci foarte rapid procesele digitalizate în universitate de la înmatriculare până la absolvire și după asta cu educația online. Am mers foarte rapid, explic, deci suntem unica, spun universitate, care am creat sistemele informaționale toate în cadrul universității. Deci nu am procurat niciun sistem informațional. Cum am mers noi? L-ați construit singuri. Absolut. Cum am mers noi? Foarte simplist pe module. De ce pe module? Am mers în felul următor. Cine sunt beneficiarii serviciilor noastre? Beneficiarii serviciilor sunt studenții actuali, sunt absolvenții, foști absolvenți, cu care oricum ținem legătura și au nevoie de anumite acte, prestăm servicii, inclusiv parteneriate cu noi, și partenerii din afară care au nevoie de anumite servicii de la noi. Deci, studenții actuali, cine sunt potențiali studenți, cei sunt cei care absolvenți ai examenilor de bacalaureat, inclusiv cei de la centre de excelență. Deci am mers pe idee, trebuie să creăm un modul de admitere online, prin care ei își încarcă anumite acte, până acum și-au încărcat actele, își încarcă actele online, deci procesul e semi-online, de ce spun lucrul ăsta? Fiindcă din anul ăsta, împreună cu Agenția de Guvernare Electronică, o să automatizăm absolut tot procesul, fiindcă prin M-Connect o să tragem absolut toate actele,
de care are nevoie un candidat. Deci ți-a introdus IDNP-ul, după IDNP am tras toate actele în sistemul de preadmitere, nu mai ai nevoie să-ți încarci absolut nimic, doar că până la această etapă, spre exemplu, nu știu dacă cunoașteți, până la această etapă nu erau digitalizate diplomele de studii. Noi nu avem nicăieri o bază de date, avem până anumiți ani sunt, pe care îi poți controla după numărul de serie și numărul diplomii, dar nu avem digitalizarea acestor diplome. Deci să le încarc de undeva ca să nu mi-o prezinte mie elevul pe suport de hârtie. De aceea când ai introdus un IDNP prin intermediul Agenției de Guvernare Electronică, ai tras toate actele în modulul de preadmitere, după care urmează următorul sistem informațional, deci care continuă traseul acestui candidat fiind student în anul întâi, pe tot parcursul anilor de studii, cu registrul electronic, cu carnet de note electronic, pe care nu mai avem suport de hârtie, cu platforma Universitatea Mea, în care studentul își accesează notele, ordinele, datele personale, orice noutăți sau știri care țin de ei, cu inclusiv cu un sistem de notificare online prin intermediul poștelor corporative, telefonilor mobile, SMS-uri, etc., cu un traseu opțional ulterior de angajare și inclusiv un traseu care arată deci disponibilitatea sau identificarea absolventului în câmpul muncii, ne mai vorbim de procesele interne, care înseamnă contabilitate, inclusiv modulul de salarizare pe care l-am scris tot noi în interiorul universității, modul de planificare, modul de cercetare, deci absolut toate domeniile. Cine a rămas acum să agregăm ca un pilon total este faptul la care muncim, este utilizarea fluxului de documente intern, flux de documente intern în universitate, cu utilizarea semnăturii electronice calificate avansate. Deci lucrul ăsta îl facem acum ca, începând cu anul viitor, pe intern, nu vrem să mai avem demersuri, ordine, toate pe suporturi de hârtie, le digitalizăm, le semnăm electronic, respectiv le arhivăm electronic și excludem și acest proces de hârtii pe interior. Ceea ce înseamnă că toți angajații dumneavoastră, cap-coadă, vor avea sau au deja semnătură digitală, domnul vicerector? Nu au la moment, este prioritatea, discutăm câteva procese, deci discutăm câteva procese cum se va întâmpla acest lucru, dar la sigur asta este ceea ce finalul unde la anul viitor unde vrem să ajungem. Deci în cazul în care angajații vor avea, vedem, de care prin colaborare cu STISC, semnătură calificată avansată, facem asta prin intermediul național, prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării, dar important este ca toate actele de intern să fie digitale și atunci nu mai avem nevoie, fiindcă spre exemplu, administrația, domnul rector a inițiat un demers cu 7 ani în urmă, prin care un ordin în universitate în care am spus că adresa corporativă de poștă electronică poartă caracter obligatoriu și poartă caracter de canal de comunicare oficială. Respectiv, ceea ce transmitem noi prin intern în fluxul nostru de documente, utilizând nu doar poșta corporativă, dar și alte instrumente ale Office 365 for Education, care noi îl avem în universitate, îl considerăm oficial, avem un repozitoriu oficial, acolo având sistemul nostru informațional care va gestiona aceste documente semnate electronic, vom avea și arhiva electronică, neavând necesitate de suporturi de hârtie. Toți angajații dumneavoastră au e-mail-uri corporative. Absolut toți studenții au e-mail-uri corporative. Și studenții. Spuneți, vă rog, care e situația în alte universități pe aceste două domenii? Din ceea ce cunosc eu, din ceea ce colaborăm cu alte universități și încerc, ați spus corect, de exemplu, un lucru pe care ne împărtășim cu experiența și facem foarte multe lucruri bune și sunt sigur că aceasta va crește regiunea, este împărtășirea experienței noastre cu Universitatea din Stan Bogdan pentru cei cu HD-ul din Capul, prin care și prin ei i-am ajutat. I-am ajutat și ne-am împărtășit cu experiența, i-am înregistrat la Office 365 for Education, le-am creat și lor acest portal, facem instruire acum pentru cadre didactice la ei, le-am creat adrese de poștă electronică pentru angajați, o să trecem ulterior și la studenți, deci îi digitalizăm și pe ei. În alte instituții, din câte cunosc, există cazuri răzlețe limitate, adică doar unele cadre didactice au, de exemplu, pe Google, altele nu au nimic, altele, dar nu vorbim de cadre didactice. Eu vă dau exemplu instituțiilor de stat. Noi primim e-mail-uri oficiale și la moment, astăzi am primit dimineață, e-mail oficial de la instituția statului, care utilizează și acum poșta electronică pe mail.ru. Când STISC-ul, în cadrul, deci STISC-ul s-a îngrijit de faptul ca toată lumea să aibă posibilitatea, mă refer la instituții publice și autorități, să utilizeze domeniul gov.md. sau domeniul instituției publice. Noi acum dimineața am primit e-mail de la instituții publice care utilizează mail.ru. Domnul vicerector, un prieten care probabil ne ascultă, ne va asculta, care știe exact care e situația pe cel puțin o instituție, a făcut un calcul care 48% din e-mail-uri erau pe mail.ru.
Și noi vorbim aici de securitate cibernetică. Dar uitați-vă că apare altă întrebare deja. Apropo, noi avem foarte multe întrebări, încercăm foarte pe scurt. Haideți să discutăm subiectul care l-am discutat. Mâine dimineață, ipotetic, suntem forțați de nu știu care criză încă să mai vină pe capul nostru, să trecem pe online. Care este protocolul Ministerului Educației în cazul dumneavoastră? Și mai departe întrebăm niște detalii. Noi doar avem platforme educaționale dezvoltate. Nu suntem privat. Nu suntem absolut pregătiți, Victor. De ce se întâmplă situația asta? De ce noi nu avem o claritate? Că e studii medie, educație online sau care mai sunt ele acolo? De ce noi nu avem? Din ce motive este și vina, nu pot da vina doar pe autorități și spun de ce. De cele mai multe ori responsabilitatea este și a noastră proprie, spun de ce am în vederea noastră. Mă refer de instituții propriu zise. Instituția trebuie să-și aibă o strategie bine gândită, o strategie corectă care se aliniază cumva transformărilor digitale sau trendurilor globale, să numesc eu. Fiindcă chiar dacă statul nu a avut până acum o strategie de transformare digitală, nu înseamnă că managementul unei instituții nu poate urmări trendurile domeniului și să alinieze planul sau obiectivul sau strategic, ce s-a întâmplat la noi la universitate. De ce spun lucrurile astea? Pentru că de cele mai multe ori ce se întâmplă? E exact cu asocierea pe care dau eu în medicina clasică. Doar atunci când ne doare mergem la medic, când nu mai doare nu mai mergem. E exact aici. Deci când am fost în pandemie, am căutat niște instrumente rapide, pe unii am făcut centralizat, pe unii necentralizat, pe unii cum am conectat o școală, cum un elev. După ce a trecut pandemia, ne-am întors în sala de curs și am uitat despre aceste instrumente și nu ne mai aliniem la anumite strategii de viitor. Deci, iarăși din nou spunem, păi facem în sală clasic, nu o să mai fie pandemie. Ceea ce este absolut incorect, deci fiecare instituție, în afară, da, ați spus corect, ministerul trebuie să vină cu politici clare și cu un plan de acțiuni, iar instituția trebuie să se îngrijească de propriul său plan managerial și obiective. Da, ce poate face instituția și ce ar trebui să facă, având un plan și un obiectiv clar care ține de transformarea digitală, ar trebui să vină cu el la Ministerul Educației și să spună că pentru a implementa acest lucru am nevoie de resurse financiare, am nevoie de pregătirea sau formarea cadrelor didactice, am nevoie de asta, de asta. Dacă nu vii, nu ceri și nu arăți un plan bine pregătit, nu știu cu ce poate să vină Ministerul. Că Ministerul nu cred că prin angajații pe care îi are poate absolut zilnic întreține relații, mă refer la comunicare, la orice, să întrețină absolut cu toți, să știi situația, că situația este absolut diferită la toate instituțiile de învățământ. Domnul vicerector, eu înțeleg perfect, dumneavoastră v-ați descurcat în situația asta, da? Dar nu uităm că noi avem în afară de universități, noi avem 1300 de școli, 896 de primării, care dumneavoastră au spus sunt diverse probleme. Și eu, sincer, dacă eu aș avea copil, eu nu vreau ca copilul meu, în calitate de părinte, într-o lipsă de claritate ce se întâmplă, să primesc 6 link-uri pe platforme diferite, care nu sunt securizate, pentru că sunt foarte multe elemente. Am discutat și cu mulți primari în pandemie pe subiectul corespunzător, noi păstrăm aceste discuții. Deci, nici nu vorbește nimeni de fapt că autoritățile trebuie să păstreze conexiuni, trebuie să setăm niște platforme cât de cât clare. Mai mult decât atât, în ediția de vinerea trecută, o companie, de exemplu, mi-a spus că eu am investit aproximativ 200.000 de euro altă într-o platformă, studii.media, nu e niciun secret, care nimeni nu discută despre dezvoltarea ei. E necesară, nu este necesară. Și asta nu este singurul exemplu. Deci noi nu avem o coerență activităților într-un fel sau altul. Și aici am o întrebare, dacă îmi permiteți, care ține de securitate cibernetică. Mi se pare super important acest element, mai ales dacă noi vorbim de educație, pentru că mi-au povestit unii profesori și unii primari că în timpul lecțiilor online se întâmplă tot felul de lucruri absolut ciudate. Eu nu mai vorbesc de faptul că lecția se începea 15 minute online, pentru că până și se conectau toți, dar intrau tot felul de elemente în lecțiile corespunzătoare, dacă ele nu sunt securizate, se întâmplau niște lucruri absolut strane, ca să nu intrăm în detalii. Da? Spuneți-ne, vă rog, noi ne-a spus șeful STISC-ului, că împreună cu dumneavoastră dezvoltați un concept de așa numită Academie de Securitate Cibernetică, și nici măcar nu de securitate cibernetică, ci de igienă cibernetică de bază, pentru că mie mi se pare că noi suntem foarte mult în urmă la acest capitol. Și noi vorbim nu de profesori acum, noi vorbim de funcționari publici la modul general, inclusiv cu acele 48% de mail.ru și cu noi faptul că noi nu schimbăm, și vă rog să comentați acest lucru, chiar la instrumentele de semnătură digitală, nu schimbăm codurile elementare care vin by default, cum spunem noi, cu nu știu câte zerouri. Poate ne povestiți un pic subiectul ăsta activament. Ceea ce ține de platforme, ați menționat corect, fiindcă lucru sensibil care se discută la nivel global despre transformarea digitală în educație este faptul
sistemele informaționale sau acele platforme de resurse educaționale și aceeași platformă inclusiv StudiMD. De ce nu s-a luat o decizie la nivel național, vreau să menționez lucrul ăsta, fiindcă la nivel global există un lucru sensibil la aspectul elevilor, mai ales minori, unde se stochează aceste date confidențiale, despre fiindcă sunt date cu caracter personal. Cine are acces la ele? Are acces doar persoana autorizată sau nu? Cum se autorizează? Cum? Care sunt credențialele prin care intră un profesor? Că el și-a creat un cont, iar contul ăsta intră toată lumea. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Ce mai pune el în afară de faptul de teme pe acasă? Ce se mai întâmplă acolo? Deci, ce ține de domeniul igienei sau securității cibernetice, mai ales pentru copii, lucrul ăsta este extrem de sensibil. Aici trebuie să vină absolut corectă, trebuie să vină o politică națională clară de la minister, care spune ce resurse educaționale, unde ele trebuie să fie stocate, unde stau aceste sisteme informaționale, fiindcă dacă luăm, de exemplu, exemplu clasic a băncilor, dacă știți, băncile comerciale nu au dreptul, spre exemplu, să-și găsească sau să aibă data centre în afara țării, fiindcă nu se permite, conform legislației, transpunerea sau datele cu caracter personal ale clienților și restul să fie transpuse peste frontieră. Deci ce se întâmplă în cadrul resurselor educaționale? Deci ne permitem sisteme informaționale în care noi aceste date le încărcăm, fiindcă acum ați spus corect, avem instituții educaționale, eu din cunoștință de cauză vă spun, care utilizează inclusiv cloud-ul la Mail.ru. Cloud-ul unde sunt stocate date cu listele elevilor, cu numere de telefon, cu adresele părinților, cu ceea ce au încercat ei să digitalizeze în acea școală. Este lucrul ăsta securizat sau nu? Se permite lucrul ăsta de a l-a făcut sau nu? De aceea ceea ce ne-am propus noi împreună cu Stiscu și mulțumesc domnului Pantaz pentru suport este faptul că și prin intermediul Serviciului Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică și a Universității să creăm acea platformă, acel centru de excelență național prin care să încercăm, întâi iarăși vorbim de educație, să încercăm printr-o hotărâre de guvern, să încercăm printr-o lege, la nivel de autoritate publică, locală, centrală, ca toți funcționarii diverselor instituții să treacă acele cursuri de recalificare anuale în domeniul nu doar securității, să zic eu, cibernetice, dar în domeniul inclusiv competențelor digitale și să fie utilizate acele cursuri cu un examen final, așa cum se întâmplă la recalificarea profesorilor, așa cum se întâmplă la recalificarea medicilor. Deci tu trebuie să ai niște cursuri de recalificare, un examen final, ca până la urmă să înțeleagă sau să se pună un accent pe faptul că tu când mergi la serviciu, ai un telefon, că telefonul ăsta nu sunt doar datele tale, pozele tale de familie, mai ai acces la poștă corporativă, ai acces la foarte multe sisteme de lucru. Tu nu pui în pericol instituția ta. Deci acest lucru la moment nu se întâmplă, iar lucrul ăsta se răsfrânge asupra educației, pentru că ați menționat corect, deci noi trebuie să sprijinim nu doar profesorii, nu doar managementul acelor instituții, fiindcă, spre exemplu, oare managerul care la moment trece concursul, la moment îl numim concursul, spre exemplu, de ocupare a funcției director de liceu, director de școală, el are un curs de competențe digitale și igienă cibernetică? Este inclus acest curs pentru a deveni manager? Fiindcă pe lângă asta el trebuie să vină cu obiective clare de transformare digitală a instituției. Dacă el nu este format în acest domeniu, oare el poate veni cu aceste obiective? Dar mergem și mai jos. Dar dacă nu sprijinim părinții în utilizarea platformelor online și a instrumentelor, păi dacă punem tot pe seama unui copil, eu nu știu dacă un copil de 7 ani poate să vină acasă și să utilizeze din mâine instrumente digitale. Că noi abia învățăm alfabetul. Noi, de fapt, intrăm într-o zonă foarte periculoasă și sensibilă și dacă noi nu ne dăm seama de aceste elemente, noi riscăm să avem consecințe foarte negative. Domnul vicerector, noi avem așa o pauză, în pauza, o numim noi, a partenerilor noștri, unde spunem câteva elemente super importante care s-au întâmplat pe dimensiunea digitală, Agenția de Guvernare Electronică, și eu vreau numai decât să menționez că în această săptămână a avut loc o conferință internațională mare, importantă din punctul de vedere a tot ce înseamnă act juridic, pentru că pe dimensiunea juridică și legală, digitalizarea serviciilor șchiopătează foarte mult. Deci a avut loc o conferință internațională, digitalizarea actelor juridice în contextul modernizării serviciilor publice, unde speaker din mai multe țări, din Republica Moldova, Ministerul Justiției și așa mai departe, au vorbit despre identitate electronică, securitatea datelor, actele juridice electronice, notariat,
provocări și soluții în digitalizarea serviciilor juridice, forța juridică, actele normative în format electronic și multe alte elemente. Și un alt element important care a avut loc în această săptămână, știți, de cazierul juridic propriu zis, care este un act, de fapt este un extras dintr-un registru, ce spuneți dumneavoastră, super, super lejer de extras, când să nu-l mai cerem. Și să știți că toate aceste elemente conexe erau online până acum digitalizate, doar la sfârșit ridicarea acelui cazier propriu, acelui document, și eu tare sper că asta va rămâne în istorie în scurt timp. Eu înțeleg ceea ce voi spune acum este doar o chestie tranzitorie, dar să știți că este posibil prin M-Delivery de a primi acasă acest cazier judiciar deja acasă. Domnul vicerector, noi avem întrebări pimente și numai decât vreau să le adresez dumneavoastră și după asta continuăm. Nu s-a prezentat cine a întrebat, dar întrebarea este așa. Cum reacționează UTM ca instituție la tendința globală de plasare a, în paranteză, deschiderea portalurilor de instruire și formare, informațiilor, subiectelor a multor obiecte din domeniul IT? Cum se mărește atractivitatea UTM pentru studenți în context global? Vă rog, domnul rector, vicerector. În context global, mai ales nu doar de domeniul IT, noi, după cum am spus, ne îngrijim absolut de toate facultățile inginerești, de ceea ce am făcut noi în ultimul timp. Lucrul ăsta a revoluționat, și o să-mi permit să spun lucrul ăsta, a revoluționat educația la UTM, atractivitatea și imaginea universității, și am să spun de ce. Este foarte simplu, după datele statistice, să vedeți că suntem una din universitățile care în ultimii 2 ani are o creștere, și o creștere esențială a numărului de candidați care ne-au ales universitatea. Lucrul ăsta se întâmplă atunci când faci lucrul tău calitativ, când formezi calitativ absolvenți. Cum ne-am îngrijit? Ne-am îngrijit de faptul că am modernizat curriculele universitare împreună cu asociațiile de profil. Dacă vorbim cu de domeniul IT, atunci Asociația Companiilor din domeniul IT, deci ATIC, ne-a stat alături prin intermediul companiilor din acea asociație care ne-au ajutat să elaborăm curriculele care ar preda ceea ce este necesar pieței forței de muncii. În al doilea rând, tot companiile din domeniul IT ne-au venit în ajutor, și aici chiar un mare mulțumesc, pentru faptul că mai mult de jumătate din profesorii care sunt acum cei care instruiesc studenții în domeniul IT sunt de la companii din domeniul IT. Deci sunt cei care tocmai știu și zilnic se confruntă cu acea experiență și abilități. Deci doar atunci când ai o sinergie, un parteneriat public-privat între mediul academic și mediul privat, doar atunci poți forma absolvenți de calitate care mâine o să aducă plus valoare fiind angajați. Domnul vicerector, eu aici am o întrebare care vine din ce ați spus dumneavoastră. Indicatorul de performanță educațional, atunci când m-am învățat eu la universitate, era să am note bune în matriculă. Indicatorul de performanță în universitatea unde eu sunt asociat, deci este dacă și-a găsit job după jumătate de an sau nu absolventul nostru. Pentru că noi telefonăm pe ei după absolvire și întrebăm peste jumătate de an, are you happy? Ești fericit? Și-a găsit un job? Și dacă el spune că nu și-a găsit jobul corespunzător, înseamnă că noi avem o problemă în universitate. Asta înseamnă că noi insuficient am discutat cu piața muncii. Nu ne-am racordat și noi avem libertate pentru asta. Da? Nu ne-am racordat curriculum, programele noastre de o asemenea manieră ca să răspundem acestei cerințe pieții muncii. Și aici se recordează nu doar la Universitatea Tehnologic Talent, pe care eu o reprezint într-un fel asociat, ci pe fiecare instituție educațională. Și ele sunt diferite. Pentru că dacă este o instituție educațională care pregătește specialiști în turism, în SAREMA, de exemplu, ei își pliază programele lor, inclusiv de educație digitală, pe domeniul turismului. Dar dacă acolo cineva se ocupă în estul Estoniei de industria chimică, pe tot ce înseamnă industria chimică sau cultură și așa mai departe. Spuneți-ne, vă rog, care este indicatorul principal de performanță activității dumneavoastră a universității și dacă într-un fel sau altul ceea ce am spus eu acum devine o realitate sau este analizat ca o oportunitate. Asta am spus despre conexiunea despre piața muncii. Și exemplul dumneavoastră cu cum lucrați cu TechVail, dumneavoastră lucrați cu parcul IT, MITP, discutam cu doamna Donțu săptămâna trecută apropo subiectul ăsta, unde sunt 1200 de companii. Cumva, pentru că este un win-win pentru toată lumea și statul câștigă mai mult, s-a dublat volumul de bani la buget de la 300 la 700 și ceva de milioane, da? Deci 4,2% din produsul național brut în Republica Moldova se creează de câte 15.000 de oameni care lucrează în parcul IT. Deci asta este clar o tendință. Cum ne-ați comunicați
cum vă coordonați activitățile cu A, piața muncii, B, parcurile tehnologice și statul în această triadă decizională, domnule vicerector? Victor a menționat un lucru corect și aici vreau să spun lucrurilor pe nume, în sensul că bățul care are două capete și am să spun din ce motiv. Noi toate lucrurile astea le cunoaștem și spun de ce nu trebuie să inventăm roata în clasamente universitare internaționale în care își doresc să ajungă inclusiv și universitățile din Republica Moldova, fiindcă astfel îți mărește atractivitatea și vizibilitatea inclusiv pentru studenți străini. Unul din indicatorii importanței a universității este rata de angajabilitate și salariul mediu pe care îl primesc absolvenții după angajare. Cer scuze, asta la dumneavoastră universitate sau în tot sistemul la noi? Asta în tot sistemul global, este în clasamente internaționale universitare, deci și noi trebuie să ne axăm spre aceste tendințe. Însă, de ce spun că bățul are două capete? Ce se întâmplă de obicei? Acum, recent, știți că au fost o vizită a mai multor deci, directori, administratori, manageri ai instituții, inclusiv și la voi, în Estonia, Riga, deci a fost și domnul rector. Ce vreau să spun aici, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Universitățile europene au una, deci se pliază spre tendințele pe care vă le-am menționat eu, deci după numărul de angajați și salariul mediu pe care îl primesc absolvenții și nu după rata, și nu după rata de absolvire. De exemplu, domnul rector a menționat și noi avem această experiență din ultimele trei deplasări, trei universități europene mari în clasamente universitare. La ei rata, fiți atenți, rata de promovare în domeniul IT este sub 30%. Adică au intrat 100 de studenți, absolvenți doar mai puțin de 30 buni. Ce se întâmplă la noi, dați să spunem lucrurilor pe nume. Deoarece avem o subfinanțare a universităților. Când spun subfinanțare, mă refer la cantitatea, deci nu la faptul că este incorrectă, poate, dar la volumul de finanțare. Fiecare universitate își vrea studentul la ei și cumva coboară, și o spunem lucrurilor pe nume, coboară criteriile de calitate, în așa fel ca și studentul mediocru să treacă peste ele, fiindcă el primește bani, finanțarea universităților se face per student. Și atunci, în cazul în care tu ai avea o rată de promovare de doar 30 și ai format 30 de studenți buni în domeniul IT, dar buni, și am fi și noi cu criteriul ăla că ei ar fi angajați inclusiv la Google. Deci am vorbit și nu vorbim doar de domeniul IT, dar am vorbit de faptul că ne-am urmat și noi acele tendințe, nu am avea finanțare. Fiindcă uitați-vă ce se întâmplă, spre exemplu, în România, luăm țara vecină. O universitate cea mai mică, care are de 3 ori mai puțin studenți ca Universitatea Tehnică a Moldovei, are un buget de 22 de ori mai mare ca universitatea noastră. Deci, sigur că nu putem spune, deci, de asta și zic că bățul are două capete. Noi cerem multe de la educație și noi cunoaștem, dacă vorbim de UTM, mă refer acum, noi cunoaștem ce trebuie să facem, cum să facem, care sunt instrumentele. Dar, scuze, nu putem să mergem pe domeniul cercetării atunci când Universitatea din România își permite achitarea în eviste cu impact factor al oricăror cercetări pentru cercetători, iar noi le spunem cercetați și cumva achitați-vă lucrarea. Deci domeniul este puțin diferit. De aceea de ce am spus că noi încercăm ca să fim cinstiți, dacă nu o să facem pași rapizi acum în transformarea digitală a educației pe toate nivelurile, noi riscăm, și o spun cu o doză, poate nu ar trebui să, dar noi riscăm ca tot sistemul educațional să nu mai aibă viitor și riscăm de faptul că elevii ulterior să nu mai meargă în școli și licee din Republica Moldova, dar să meargă în țările vecine, unde transformarea digitală și curiculumul va fi cel motivant, să meargă la universități cu bugete mai mari și cu instrumente IT și cu curiculii digitale și cu competențe digitale la altele. Deci, în cazul în care nu ne îngrijim acum, dar rapid și nu avem un plan, niște măsuri urgente pe acest domeniu, dacă nu dezvoltăm niște platforme integrate de resurse educaționale, nu formăm competențe la profesori, nu recalificăm, nu dotăm instituțiile de învățământ, nu vedem care e problema cu conectivitatea, cum să rezolvăm cu ea, cum să rezolvăm problema cu dotarea cu echipamente pentru elevii sau studenții care nu au posibilitate. Dacă nu rezolvăm rapid cu un plan de acțiune bine definit, riscăm ca educația să o pierdem integral și să mai vorbim de transformare digitală. Mie mi se pare asta, știți cum, mi-ați spus de fapt că aveți, am vrut să adresez întrebarea asta, pentru că mi-am mai discutat cu unii rectori și profesori despre această marjă, da? Câți studenți noi trebuie să avem. Câți studenți noi avem, asta încă e altă întrebare din punct de vedere, eu nu vreau să intru într-o zonă super sensibilă.
Dar atunci când universitățile sunt puse în situația să iau un număr mai mare de studenți pentru a-și acoperi necesități, mi-am pare un fel de comunism, scuzați că eu spun acest lucru, în care nu exista șomaj, da? Unde toată lumea trebuia să aibă într-un fel sau altul un job, ceea ce este contraproductiv prin definiții. Și aici, de fapt, mergem noi mai departe, pentru că ne intrăm în zona de transformare digitală și una dintre fobiile principale este că uitați-vă cum a venit acel calculator și acea soluție și v-am luat jobul corespunzător și de ce avem alte elemente care se numește blocarea acestui efort de transformare digitală. Spuneți-ne, vă rog, din experiența dumneavoastră, dumneavoastră discutați cu companii IT și, apropo, relația cu companiile IT, noi aici avem o altă problemă. Pentru că noi discutam cu unii oficiali și ei ne spuneau, dar știți, companiile IT nu prea vor, ei doar sunt interesați de bani și așa mai departe. Și companiile IT spun, da, nu, că universitățile nu vor, ministerul nu vor să discute cu noi, noi nu avem o comunicare foarte bună. Și aici noi intrăm în cealaltă zonă, pasare de responsabilități. Da, cine e responsabil transformarea digitală? Și se creează așa o impresie că e responsabil domnul Țurcanu cu două, trei instituții, cu dumneavoastră și cu câțiva oameni, ceea ce este prin definiție, eu cred că, realmente greșit și contraproductiv și ineficient. Pentru că transformarea digitală, și asta repetăm, discutam cu dumneavoastră înainte de începerea discuției acestei transmisiunii live, că trebuie să fie responsabilitatea personală a fiecăruia. Fiecare minister, de fapt, este principalul responsabil de transformarea digitală pe domeniul său. Puteți comenta cumva acest amalgam de cuvinte care l-am spus eu? Absolut, Victor. Deci noi trebuie să ne dăm bine seama ca și în toate alte domenii, nu doar în transformare digitală, dar în lucrul ăsta primordial, nu putem spune că vom merge, spre exemplu, spre transformarea digitală, spre curiculii de profesiile viitorului, dar așteptăm ceva să ne dea statul, să vină, nu știu, de undeva, să vină țările vecine, partenerii, ei pot să vină cu suport atunci când fiecare vom fi responsabil la locul său. Dacă mâine o să ne îngrijim, fiindcă nu este atât de complicat, cu resurse educaționale gratuite, spun asta, deci Office 365 for Education este gratuit, Google are o sumedenie de lucruri pentru educație gratuite, deci nu este o problemă ca un manager care are formări în competențe digitale, care a trecut niște cursuri de calificare, care are o viziune și o strategie de dezvoltare a instituției educaționale, să vină cu implementarea instrumentelor IT în educație. Deci responsabilitatea trebuie să vină de la mine propriu zis. Când eu am să utilizez un e-mail corporativ, când eu am să mă îngrijesc de faptul că să utilizez un e-mail pe domeniul UTM și nu unul de pe mail.ro când am să scriu la o instituție, spre exemplu, sau într-o relație de parteneriat, când am să merg eu și am să mă gândesc că mâine dacă merg în sala de studii, trebuie să dau și niște lucruri noi la studenți și am dat să văd cum totuși să-i motivez eu, ce să le spun interactiv, ce instrumente să utilizez. Deci nu trebuie să aștept, multe lucruri sunt așteptate cumva de sus în toate domeniile. Că o să vină mâine cineva, că o să vină următoarea guvernare sau o să vină alta sau o să vină actuală și numai decât o să-mi dea un plan și o să vină și partenerii și o să ne dea bani, nu o să ne dea absolut nimic, nimic. Fiindcă și acel partener trebuie să-l înțelegem ce reprezintă partenerul extern. El vine cu suport atunci când există un lucru bine definit început. Nu poți să vii la ei și să spui că nu am absolut nimic, nu am făcut nimic, dar dați-mi bani. Pe ce să-ți dea bani? Ce trebuie să faci? Foarte multe lucruri le putem face gratuit. Repet asta, absolut foarte multe lucruri. Domnul vicerector, dar eu reiterez ceea ce am spus de multe ori pe această dimensiune și neastră într-un fel sau altul spuneți, vă rog să comentați. Noi avem o problemă serioasă de comunicare, ce înseamnă transformare digitală, beneficiile și care rolurile și responsabilitatea fiecărei instituții într-o parte sau nu avem o problemă. Mie mi se pare că noi avem o problemă imensă de comunicare pe domeniul ăsta. O problemă imensă de comunicare, ceea ce creează tocmai reticență prin faptul că nu este înțeles unul ce reprezintă transformarea digitală a educației, ce instrumente sunt și ce ar trebui să facă în primul rând managerii acelor instituții. Unu, să facem o simplă, să zic eu, radiografie a faptului. Au fost chemați vreodată managerii instituțiilor educaționale să-i întrebe, dar în afară de semnătura electronic avansată pe care o are dumnealui și în afară de faptul că el dă declarații de avere și interes, ce face managerul ăla cu semnătura lui electronică? De acolo pornește. Dacă tu ai un instrument digital la care niciodată nu ți-ai schimbat parola PIN, la care o utilizezi numai pentru declarații de avere și interese, despre ce obiectiv de digitalizare poți să vorbești un cadru instituției. Deci pornește la noi însă rolul, ați spus corect, de comunicare și comunicare trebuie să fie centralizată.
Noi auzim chestii răzlețe, ce aici face UTM, ce aici face Universitatea de Stat, ce aici face Universitatea de Medicină, un lucru foarte bun pe domeniul digital. Însă auzim doar lucruri, fiecare își face la el acasă și mai încearcă să ajute cumva pe cei de lângă el, pe vecinii săi. Dar ce fac ceilalți? Avem o comunicare centralizată pe domeniul digitalizării educației, avem un plan de măsuri bine structurat. Apropo, la subiectul ăsta cu comunicarea, noi doar în Moldova, în Republica Moldova, avem toate elementele necesare. Noi avem semnătură digitală, noi avem peste 200 de servicii digitale și asta mi-a amintit mie, eu am fost relativ nu demult într-o localitate și erau vreo 25 de oameni acolo care aveau niște poziții destul de ok și mi se pare că toată lumea avea într-un fel sau altul sau majoritatea semnătură digitală. Cu mine era un angajat de la Agenția de Guvernare Electronic și eu cumva spuneam despre Estonia și ei cum noi folosim și ei erau foarte mirați de acest lucru. Și colegul meu de la Agenția de Guvernare Electronic spune, dar noi tot avem toate aceste elemente. Și atât de mult s-au mirat că noi avem semnătură digitală, că avem platforme de interoperabilitate, că noi putem să vedem în cabinetul, că noi putem să folosim serviciile. Și noi ne ciocnim de această problemă că noi avem 200 plus servicii digitale, noi avem toate instrumentele, dar rata de penetrare, utilizarea lor este una foarte mică. Sunteți de acord, nu? Victor, noi avem instituții de la care semnăm acte digitale de la universitate, le expediem prin e-mail, primim un apel telefonic prin care ne spune: vă rog frumos, printați această foaie, semnați-o holograf, puneți ștampila și aduceți-o cu mâna în cutia poștală a instituției de stat. Despre ce vorbim? Da. Avem instituții care nu cunosc, hai să fim sinceri la aspectul ăsta, care nu cunosc și nu au fost instruiți. Poate nu au mers cei care trebuie la instruirile alea despre utilizarea semnăturii, dar avem și instituții, trebuie să spunem pe nume, care cunosc avantajul, însă nu utilizează de ce. Că este mai simplu să faci o scrisoare cu un număr de intrare și ieșire cu o lună în urmă și să o semnezi holograf, iar semnătura digitală nu o poți utiliza cu o lună în urmă. Și din cauza asta și există reticența foarte mare a utilizării semnăturii electronice, respectiv pentru multe instituții de stat. Dar cum luptați dumneavoastră cu reticența în interiorul universității, dacă o aveți? Lupta a fost mare, nu pot să neg lucrul ăsta, dar noi am început-o, deci când a devenit domnul rector, a venit în funcție prin 2015 și am preluat tot ceea ce însemna domeniul IT. A avut dumnealui un obiectiv și un plan strategic, un plan managerial în care rolul transformării digitale, dacă o să vă uitați peste toate capitolele lui manageriale, era, cred că, în proporție de 80%. Deci a pus dumnealui un plan managerial bine gândit pe transformare digitală. A înțeles că acest lucru este și a conștientizat că este foarte important. Reticența este mare, dar vreau să vă spun și a fost mare. Dar atunci când instruiești și prin instruire îi explici persoanei că lucrul ăsta este în beneficiu și în automatizarea acestuia, eu vă arăt date statistice la moment pe care noi am scris și lucrări științifice în domeniu, deci ca date statistice, prelucrarea acestor date, prin care, spre exemplu, dacă la începutul deci utilizării instrumentelor Office, noi aveam pe atunci poate 100-200 de conexiuni pe pachetul Office 365. În domeniul pandemic a crescut considerabil, că am utilizat tot Microsoft Teams și alte instrumente, deci SharePoint, foarte multe din domeniul Office. Acum, la moment, am revenit în sala tradițională. Însă zilnic datele statistice ne prezintă că noi avem peste 4-5.000 de conexiuni online. Deci profesorii și studenții rămân conectați cu foarte multe instrumente de colaborare online. Înțelegând acest aspect că a mers prea automatizare, noi acum avem pe intern cel mai bine atunci când conștientizează angajații că ei sunt promotorii, angajații și studenții. Când le-am permis studenților niște elemente de transformare digitală, ei sunt cei care vin și mă întreabă: dar când faceți următoarea chestie, când mi-a plăcut, spre exemplu, accesul în cămin, să intru acum în cămin fără să vin la ușă, cumva cineva să-mi deschidă persoană fizică care stă. Dar să am o aplicație mobilă, am intrat pe universitatea mea, mi s-a generat un cod acum care este valid doar 5 secunde, cu ajutorul lui intru undeva în spațiul dormitorilor. Dumneavoastră atingeți un punct nevralgic super important, care iarăși nu este comunicat la noi suficient, pe toate dimensiunile. Niciun om logic care apreciază timpul său, da, și efortul său, nu va folosi un serviciu vechi în care îl pierde timp, nervi, bani, step fix și așa mai departe, odată ce vede beneficiile. Și dacă îi explici beneficiile, atunci creează acest demand pentru noi,
și noi soluții digitale. Pentru că nu există un domeniu, eu spuneam cuiva data trecut când discutam, eu într-o zi, o oră întreagă, am încercat să mă gândesc un domeniu în care nu există aplicabilitatea serviciilor digitale sau tehnologii și nu am găsit. Nu contează care domeniu, peste tot. Spuneți-ne, vă rog, ultima intervenție, pentru că noi finalizăm, foarte rapid treci timpul. Eu întotdeauna spun că transformarea digitală e 90% factor uman și 10% tehnologie. Deja este absolut clar, tehnologiile devin omniprezente, noi toți avem telefoane, mai mult telefoane încă. Ne sunteți de acord cu această, cu acest enunț? Unu, care de fapt este inclus și în strategie, în proiectul, în conceptul strategiei transformării digitală, drept prioritate numărul unu. Dimensiunea umană a strategiei a transformării digitale este una super importantă în opinia mea, dacă sunteți de acord cu acest lucru. Și doi, este absolut clar că nimeni nu poate răspunde la această provocare mai bine ca sistemul educațional. Dacă puteți cumva să comentați pe această 90/10% uman versus tehnologie și absolut, un cuvânt de încheiere, domnule Cerec. Absolut de acord. Absolut de acord. Este exact asocierea cu domeniul securității cibernetice, unde spune că factorul uman, rapoartele de securitate globală ne arată că factorul uman este în proporție de 80-90% acel factor care generează incidente de securitate cibernetică. E exact și cazul transformării digitale. Factorul uman este primordial. Eu i-aș da mai mult de 90. Și vă spun din ce motiv, pentru că noi am spus de ce. Formarea competențelor, recalificare, curicule. Deci absolut tot inovator vine de la factorul uman. Investim în factorul uman, îl recalificăm, îi alfabetizăm digital, îl alfabetizăm pe domeniul securității cibernetice și el devine acel promotor al inovațiilor și transformărilor digitale. Tehnologiile sunt instrumentele pe care îți ajută ceea ce are mentorul, instrumentele pe care îi ajută ca informația de la mentor să fie transpusă către elevi, studenți, etc. Domnul vicerector, noi finalizăm întotdeauna prin, îl numim noi call for action, să spunem noi într-un fel sau alt. Un apel spre cooperare, dacă dumneavoastră vreți să-l lansați, vreți să-l lansați în ce formă și cui. Și cu asta finalizăm discuția noastră de astăzi. Universitatea Tehnică a Moldovei este deschisă, nu doar deschisă, dar absolut pro pentru orice măsuri și plan de acțiuni. Și stă în ajutor atât autorităților publice, centrale, locale, oricăror instituții în care se simte, este nevoie, există voință și poate nu există competențe. Stăm pentru ei pro ca să transformăm digital acea instituție. Și unde este nevoie de noi, am spus, transformare de curiculi, modernizare de curiculi, orice, stăm alături cu suportul pe care îl avem, suportul cadrelor didactico-științifice, suportul partenerilor de dezvoltare, suportul universităților parteneri cu care colaborăm pe acest domeniu. Deci suntem alături de cei care au nevoie de recalificare, de formare a competențelor, de alfabetizare pentru a transforma digital educația. Pentru că am menționat, trebuie să o facem acum, pentru că ulterior va fi târziu. Vă mulțumesc, domnule vicerector. Reamintim că am discutat astăzi cu domnul Dinu Țurcanu, vicerector inclusiv pentru digitalizare, pentru că aveți mai multe titulaturi dumneavoastră și inovații în Universitatea Tehnică a Moldovei. Dumnealui a lansat acest apel de cooperare către instituții, dar sunt absolut sigur că se referă și la instituții private, și la companii IT, și la parcuri tehnologice. Pentru că eu personal, vizitând de câteva ori universitatea dumneavoastră și salutări domnului rector, am văzut acest spirit de, dacă doriți, de startup thinking, da? De loc unde tu poți să vii, să propui o idee, unde poți să greșești, că dacă nu poți greși cel puțin la universitate, unde mai ai posibilitatea să greșești, să ai această idee de sandbox, unde noi putem să venim, pentru că fără a greși, fără a încerca, noi nu avem inovație. Vă mulțumim pentru inițiativa dumneavoastră și pentru tot ce faceți. Noi categoric vom reveni la discuții cu dumneavoastră, pentru că noi la IPRE vom păstra aceste discuții sistemice în fiecare vineri, anume din toate acele elemente care, într-un fel sau altul, au venit din ceea ce a spus dumneavoastră. Reamintim că noi facem aceste discuții sistemice în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică și privesc.eu. Vă mulțumim și ne vedem vinerea viitoare la orele 10, la orele 11. Un sfârșit de săptămână cât mai bun tuturor. Și Moldova, nu uitați, va fi digitală. La revedere!